Bun, să vorbim despre a desena când ești obosit. Când ești obosit se întâmplă un singur lucru. Mintea ta se oprește. Adică partea de a înțelege logic se oprește și rămâne doar instinctul de a desena. Ceea ce este foarte, foarte important, fiindcă doar prin instinct merge să ajungem să desenăm. Dacă știi cartea lui Mihalic, Seh Mihalic, despre flow, e ca un ax da? ca un, un sistem de coordonate cu verticală și orizontală da? și ai o sinusoidă, cum ar veni, da? Și când sinusoida e dreaptă, e fix axul vertical de provocare și axul orizontal de plăcere, da? când rămâne fix pe mijloc, fix pe mijloc, fix 50% plăcut, 50% o provocare, atunci ai în starea aceasta de flow, în care desezi din instinct. Și prin oboseală la fel, ajungi să desenezi din instinct tot într-un mod similar. Acum există și oboseală în aceea în care nu poți să mai faci nimic, că ți-a fost secată toată energia creativă. Ce să facem? Trebuie să desenăm în, și în starea noastră normală și în starea noastră, da, să zicem, cumva alterată înspre, spre de rău. Și nedormit și obosit, da? Iar și ne concentrăm cât mai mult pe uh, partea de... Uh, parte da ideia desse do um instinto.